Bună ziua tuturor, domnule Anton Rock, bine ați venit la Europa FM. Bună ziua, doamnă dumneavoastră și ascultătorilor noastre. În urmă cu aproape două săptămâni, aproximativ 150 de țări, deci aproape 3 sferturi din Mapamond, au fost afectate de un atac cibernetic global, încă în desfășurare, înțelegem, campania fiind denumită WannaCry. Explicați-ne, vă rog, exact în ce constă acest atac, dacă el își mai face efectele, vă întrebăm și care au fost efectele după aceea, și ce face exact acest virus? Păi, da, așa cum a spus și noastră, din surse deschise, adică de peste tot din zona internetului, au fost informații între 70 și 150 de țări și se spune acum că sunt mai mult de 300.000 de computere afectate. Acesta este un virus de tip ransomware, adică, într-un final, cei care l-au creat și l-au răspândit au dorit să facă bani. Cum se poate face așa ceva? Deci cum se pot produce bani cu un virus? Păi, în cazul ăsta, foarte simplu. Virusul, și aș vrea să vă explic puțin cum funcționează, vă rog, ca să înțelegem și după aceea ajungem și la partea a doua. Practic, produsul ăsta informatic, virusul ăsta, e format din două părți. O parte de transport, noi așa îi spunem în termeni informatici, îi spunem worm sau vierme, și o parte de virus, cel care face efectiv criptarea. O parte de criptare. Partea de transport se bazează pe un exploit, pe o vulnerabilitate a sistemului de operare Windows. Deci, referitor la faptul că își mai produce și astăzi efecte, dacă astăzi în lumea asta mai sunt calculatoare legate la internet care nu și-au actualizat pachetele de securitate puse la dispoziție de Microsoft, atunci acestea sunt potențiale victime ale atacului. România cum stă, dat fiind că avem un sondaj făcut de Bitdefender care spune că jumătate sau mai bine de jumătate dintre cei care au răspuns sondajului nu își actualizează constant softurile? Păi dacă luăm în considerare și luăm de bun sondajul ăsta, înseamnă că situația e cea care e deschisă de Bitdefender. Deci nu e bine. Nu e bine. Serviciu, eu ca reprezentant al Centrului Național Cyberin și al Serviciului, nu pot să confirm sau să infirm acest sondaj, dar așa cum am spus, dacă pachetele de actualizare de securitate nu sunt puse la nivelul sistemului de operare, atunci sunt potențiale victime. Și cum se întâmplă lucrurile? Partea de transport, deci virusul are două părți, partea de transport și partea de criptare. Partea de transport, toți sursele deschise spun că a fost furată de o grupare de hacker care se numește Shadow Brokers de la NSA, National Security Agency din Statele Unite. Eu nu pot să vă confirm treaba asta, dar bun, o luăm și pe asta ca o chestiune. Scrie pe Wikipedia. Scrie pe Wikipedia, deci putem să o luăm ca o sursă. Partea de transport, practic, folosește o vulnerabilitate a sistemului de operare. E ca o poartă deschisă acolo pe care ea știe să o folosească și să ajungă în interiorul sistemului. După ce partea de transport își face treaba, partea de criptare începe să se execute și face două lucruri. Criptează toate fișierele din interiorul calculatorului și șterge formele necriptate pentru a face recuperarea datelor aproape imposibilă. După ce criptarea i-a sfârșit, apare un ecran, pe display apare o fereastră de interogare în care te anunță foarte elegant că ți s-au criptat toate fișierele. E ceva de gen, ups, toate fișierele tale au fost criptate, trebuie să ne plătești între 300 și 600 de dolari urmând niște pași pe care noi ți-i descriem aici. Sfatul nostru pentru cei care au ajuns în situația este să nu plătească. E o situație similară cu cea în cazul terorismului real în care cineva ia un ostate și cere plată. Deci sfatul nostru e să aibă o copie de siguranță și să revină din ea dacă a ajuns să fie chiar victimă. Sunt aproximativ 300.000 de persoane sau de, calculatoare mai bine zis, da, da, da. Afectate sau infectate. În România știm cum stăm. Au fost câteva instituții publice, a anunțat CERT.ro, instituție care ține de Ministerul de Resort. În România, în opinia mea, nu există o situație concretă pentru că nu există obligativitatea raportării. Deci, practic, ce a reușit să afle CERT.ro, eu spun că este o situație incompletă, o situație... Dar la dumneavoastră au venit persoane, administratori de rețele, să vă comunice sau să vă ceară ajutorul? Nu au venit pentru că nu ăsta e rolul Centrului Național Cyberint. El se ocupă de amenințările la adresa securității naționale. Mă refer la cyber. Instituții, de exemplu, din domeniul securității. Nu zicem. A fost cazul. Pentru că noi am anticipat atacul ăsta, am avut informația din trei surse. De la SIE, de la NATO și din propriile sisteme tehnice. Ce anume v-au spus ei?
Păi când v-au sesizat? Când ne-au sesizat că un exploit de al Windows-ului este liber pe net, că deasupra lui este o chestie de criptare și că lucrurile astea se vor întâmpla, același lucru sesizându-l și noi prin intermediul unui sistem informatic pe care l-am făcut cu fonduri europene nerambursabile. Și la SRI. Da, la SRI, chiar la Centrul Național Cybering, care are, l-am făcut în parteneriat cu 54 de instituții beneficiare. Vorbim despre acest program. Vă reamintesc că ne puteți urmări indirect pe paginile noastre de Facebook și pe interviuri.europafm.ro. Domnule Rog, continuăm interviul. Din analiza dumneavoastră, ce ați constatat? Dumneavoastră ajutați 54 de instituții publice, nu? Să se protejeze. M-aș exprima altfel. Vă rog. Cele 54 de instituții sunt beneficiare ale acestui sistem informatic pe care, într-adevăr, noi l-am făcut, noi am accesat fondurile și l-am implementat. Cum funcționează sistemul ăsta? Să explicăm un pic. Este format dintr-o infrastructură centrală aflată într-un centru de date din clădirea noastră de la Centrul Național Cyberint, iar la fiecare dintre cele 54 de instituții există câte o mică infrastructură, o numim noi senzor, care analizează logurile sau, altfel spus, jurnalele. Ce vreau să se înțeleagă foarte clar, nu accesăm nici măcar un bit din datele acelor instituții. Ne uităm cumva la comportamentul rețelei, în sensul că să presupunem că în încăperea asta în care ne aflăm noi este o bază de date și că în ea ieși și intră oameni care sunt datele. Noi nu vedem cine sunt, nu știm cum îi cheamă, doar că le studiem comportamentul și vedem dacă se înscrie în normalitate sau cumva se înscrie într-o anormalitate. Și atunci când el se înscrie într-o anormalitate, noi sesizăm acest lucru instituției. Senzorul de care îmi spuneți, e la propriu un senzor? Este o microinfrastructură informatică, e ceva fizic care e instalat acolo, da. Cât de des vă spune că, sau vă alertează? În fiecare zi. În fiecare zi. Da. Și instituțiile vizate cel mai des sunt, ne puteți spune? Toate. Toate cele 54, da, ele da, fiind din domeniul? Din diverse domenii, din educație, energie, bancar în sensul de banca națională, să nu se înțeleagă că avem instituții private din zona asta, sănătate, CSM, despre care s-a tot vorbit. Se atacă informatic CSM-ul? Da, și CSM-ul, sigur că da. De un astfel de ransomware, el încearcă să se răspândească peste tot. Deci, cum să spun, ransomware-ul trebuie văzut așa ca un avion care împrăștie pesticid și peste tot. Deci nu e o chestie țintită. Unde se poate, el încearcă. Dacă CSM-ul sau oricare altă instituție are un calculator... Agenția Spațială Română. Și este unul dintre beneficiari, așa este. Dar dacă are un calculator cu sistem de operare Windows și nu și-a actualizat pachetele astea de securitate, atunci virusul ăla care bântuie prin internet se poate într-o zi să mai ciocăne încă o dată la ușă și dacă o găsește deschisă, să le cripteze niște calculatoare. S-a întâmplat până acum? Nu neapărat de data asta, dar s-a întâmplat anterior acestui atac? La cele 54 de instituții, din ce știu eu, nu, în România, cu siguranță au mai fost victime la diverse campanii de ransomware. Cu siguranță au mai fost afectați, cel puțin utilizatori casnici. Deci dumneavoastră spuneți că nu aveți un raport sau, mă rog, o evaluare asupra potențialelor pagube ale acestui virus în acest moment. Nu, pentru că legislația actuală a serviciului nu e în sensul ăsta, ne limităm strict la securitatea națională, iar în rest, dacă nu există o legislație care să oblige utilizatorii de servicii de internet să raporteze astfel de incidente, atunci nu. Nu putem să avem o imagine completă. La conferința de presă la care ați participat săptămâna trecută în urma unui exercițiu amplu, spunea purtătorul de cuvânt al SRI că Spitalul Județean Bacău a fost una dintre instituțiile atacate și unde atacul a avut succes. Atacul a avut succes pentru că serverul respectiv avea o versiune de Windows care nu avea actualizările de securitate făcute la zi. Același atac? Același atac, da. Ransomware WannaCry. Da, acela a fost. Și ce a făcut el? A criptat o parte din date. Un lucru bun, totuși, pe care putem să spunem, sigur, n-a fost bine că n-a fost cu actualizările la zi, a fost bine că au avut copii de siguranță. Ne-au solicitat sprijinul și o echipă locală de la Bacău a fost acolo și i-a ajutat să facă recuperarea datelor. Într-un procent de 95% s-a întâmplat, a rămas o singură zi, ziua de vineri. A fost un deranj pentru pacienți pentru că au fost rechemați la spital să revalideze serviciile medicale cu cardul de sănătate. Deci au dispărut datele privind internările criptate. Da.
Și pentru o zi. Dacă aveau copie de siguranță, mă gândesc că n-am... Au copie de siguranță și au recuperat 95% din dat. Dacă nu ai avea această copie de siguranță... Nu vreau să mă gândesc. Li s-a cerut o plată? Sigur că și lor, ca și oricărui calculator atacat, li s-a cerut între 300 și 600 de dolari. Deci, da. Așa cum am spus, virusul ăștia de timp ransomware, ei nu fac diferența între instituții publice, instituții private, persoane fizice, persoane juridice, până utilizatori acum, normali și așa mai departe. În ultimele săptămâni, a aflat cineva cine cere acești bani? Există speculații. Așa. În opinia mea, nu există atribuire 100% în acest domeniu. Da? Pentru că o grupare poate să impersoneze altă grupare. Da? Se spune că atacul ar fi făcut de o grupare din Coreea de Nord ca să-și financeze nu știu ce programe. Eu nu am După care au apărut tot felul de dezmințiri. Exact, nu știm. Exact. Nu putem să știm și o să vă explic de ce. România, știm că în România e în primele trei locuri ca viteza a internetului și are niște prețuri de închiriere a serviciilor de IT în general și de internet mici, bune. Și atunci România, în sensul ăsta, poate să fie o platformă pe care alții o utilizează ca să atace, nu știu, sau ca să producă un ransomware, să facă bani sau să atace infrastructuri dintr-un alt stat. Iertați-mă, asta înseamnă că atacul poate pleca inclusiv din România? Da. Răspuns, asta da. Spuneți. Ca din orice altă țară. Da? Și asta nu înseamnă că România este autoarea acestui atac. Nu, am vrut să dau exemplu cu țara noastră ca să nu ne acuze altcineva că ducem discuția în altă parte. Da? Așa, în același fel, o altă grupare de criminalitate cibernetică, că în zona asta ne aflăm, nu în zona actorilor statal, zic eu în cazul One Cry, One Crypt, putea să impersoneze, să cumpere servicii sau să folosească infrastructuri din Coreea de Nord ca să atace, ca să lanseze campania asta de ransomware. Știți să se fi întâmplat ca România să fi fost platformă, adică să aveți cazuri documentate deja, nu știu, eventual și constituite în dosare penale? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Vă revin la un dosar deschis de DICOT, nu? De fapt a deschis DICOT și acum un dosar. Sigur că da, sigur. Lucrați că da, cu ei, bănuiesc. Absolut că toate datele pe care le avem despre speța respectivă sau orice fel de date pe care organele de urmărire penală, organele de aplicare a legii ni le solicită, evident că le punem la dispoziție. Dosarul, din câte au precizat reprezentanții DICOT, e în fază incipientă, dar vă întreb dacă credeți personal că efectiv se poate ajunge la persoane, la inculpare? Nu prea cred. Drept să vă sincer. Spun. Sincer, nu prea cred. Pentru că există atâtea modalități de disimulare a acestor atacuri, încât îmi vine foarte greu să cred că se va ajunge la persoane. De altfel, nici nu cred că ăsta trebuie să fie scopul. Scopul într-o astfel de campanie sau într-un astfel de actor statal nu trebuie să ajungi neapărat la persoane. Trebuie să ajungi într-un grad, nu știu, peste 99,99% în care să spui, dom'le, din țara aia a pornit atacul. Eu zic că e suficient, pentru că în momentul ăla vor exista legislație internațională, oprobiu public și așa mai departe împotriva acelui stat. Da. Și chestiunea respectivă este foarte greu de făcut. Discutabilă. Discutabilă, foarte greu și ia foarte mult timp. Dar la persoane, efectiv la persoane, eu cred că nu. Dumneavoastră ați sfătuit instituțiile publice, mă rog, pe reprezentanții instituțiilor publice, să nu mai achiziționeze produse de securitate informatică din țări potențiale ostile României. Da. Ce ați vrut să spuneți? Deduc de aici că sunt astfel de instituții care au cumpărat ce? Sisteme de protecție, nu? Nu știu ce deduceți dumneavoastră, vă las libertatea să deduceți ce adică doriți. Ce înseamnă să nu mai achiziționeze produse de securitate informatică? Adică eu am vrut să spun un lucru și poate îl clarific mai bine acum. Orice țară are zonele ei strategice sensibile. Și mă refer aici la apărare, la securitate națională, la educație, la economie, la cercetare și dezvoltare, la sectorul energetic, da? Și atunci, în acele zone, eu consider că trebuie să avem mai multe nivele de securitate. Da? Dacă am cumpărat niște produse de securitate, nu o să le numesc acum, din țări, ca să nu ne ducem neapărat către o anumită țară. De la Est? De la Est, de la Sud, de unde vreți dumneavoastră. Așa. Potențial de la Nord, de la Vest, potențial ostile României. Da? Atunci, să dublăm acele produse sau să le triplăm cu alte produse
cumpărate din alte zone despre care știm sigur că nu sunt ostile României. De ce? Dar care au vulnerabilități, pentru că, iată, Windows-ul e produs în Statele Unite. Nu, eu nu mă referam la sisteme de operare. Am înțeles. Mă referam la soluții de securitate, acum, la intrusion detection system, la produse antivirus, cum să vă spun, la nivel primar, la nivel mai înalt și așa mai departe, la sisteme de, mă rog, mai inteligente de detectare a atacurilor și așa mai departe, da? Și atunci, spre exemplu, dacă sunt într-o zonă foarte sensibilă, da? Și am un produs, eu ce vreau să înțelegeți? Un producător dintr-una sau mai multe, dintr-o țară, să spunem, ostilă României, avem multe? Eu zic că sunt câteva, chiar dacă mulți spun că România e o țară foarte interesantă și cu foarte multe resurse, România, da? Și atunci, da, este ca și orice alt stat ținta multor atacuri. Deci, dacă ne aflăm într-o zonă sensibilă și avem un produs de la un producător dintre țară pe care, despre care noi considerăm că ar putea fi ostilă României, lucrurile se pot întâmpla în felul următor. Să spunem că producătorul are 1 milion de produse. În 995.000 le face ca la carte. În foarte puțin din ele, în câteva dintre ele, pe care le distribuie în anumite zone, pune o chestiune în plus, care permite o exfiltrare de date, o chestiune, da? Astfel, dacă eu verific lotul uriaș, nu voi găsi nimic, pentru că produsele alea se livrează țintit în anumite zone. Și atunci, ca să evit treaba asta, mai vin și mai pun peste ele un produs din România, un produs dintr-o altă țară în care eu am încredere absolută. Deci pun două. Dacă primul încearcă o chestiune, atunci cel de-al doilea să-l oprească și să și dovedească treaba asta. Asta am vrut să spun foarte clar. Mai multe nivele de securitate în zonele sensibile. Acum aș vrea să vorbim și despre un alt atac despre care dumneavoastră ați spus că l-ați prevenit. Da. Una din instituțiile vizate a fost Ministerul de Externe. Da. Eu am remarcat o declarație pe care ați făcut-o săptămâna trecută. A fost un atac țintit pe anumiți angajați. Da. Chirurgical ați spus, iar dumneavoastră ați intervenit la sesizarea NATO și SIE. Da, NATO, da, și a noastră. Am găsit și noi același lucru, deci am avut 3 surse și aici. Bun. Ce ați descoperit mai exact? Ce să descoperim? Noi, ăsta e un alt fel de atac. Este mult mai evoluat. În da. Spatele lui, noi considerăm că este un actor statal, adică da. Un stat. Da, care Fancy Bear este o grupare de criminalitate cibernetică. Da. Despre care asociată noi serviciilor militare de intelligence din Rusia. Așa se spune despre ei. Așa. Da? Deci atacul ăsta a fost un atac de tip spear phishing, în care s-a folosit foarte multă inginerie socială, se numește. Adică ce înseamnă asta pe românește? Înseamnă că înainte să lanseze atacul, cei care l-au făcut au studiat cu mijloace electronice comportamentul angajaților respectivi. Adică, au văzut tipologiile de mail pe care ei le primesc în fiecare zi. Au văzut pe Facebook cu cine se văd, cu cine discută, au văzut în alte rețele sociale, i-au studiat, da? Deci au intrat, au analizat ce au pus pe Facebook, să zicem, absolut, ce au pus pe Twitter, să zicem, da? Da. După adică care i-au studiat. Asta înseamnă inginerie socială. Le-au înțeles comportamentul, au înțeles ce fel de mail-uri deschid, pe ce fac click și așa mai departe, da? Și le-au trimis. Scuzați-mă, cât timp i-au analizat, știți? În cazul ăsta nu știu, dar o astfel de analiză poate dura de la câteva luni până la ani de zile. Așa. Da? De asta spuneam că atacurile astea sunt și foarte scumpe. Adică la ele sunt implicați foarte mulți oameni deștepți, multe organizații, iau mult timp și costă mulți bani. Mulți, foarte mulți câteodată. Deci după ce au studiat îndelung, au impersonat un mail în numele NATO, deci l-au făcut un mail, cum să spun, care semăna până la identitate cu alte mail-uri NATO pe care le primiseră. În conținutul mail-uri era o chestiune despre președintele Trump al Statelor Unite. Iar angajatul respectiv, care mai primise mail-uri pe temă sau de tipul ăla de la NATO cu zecile și sutele și le citise pe toate, a intrat și mail-ul ăsta și a făcut click pe un document în care se găsea infecția. Asta s-a întâmplat. În momentul în care noi am intervenit, n-am lăsat să se răspândească, am oprit și acolo, am înțeles cum funcționează, am luat toate măsurile de securitate și lucrurile n-au evoluat. Asta înseamnă că acești hacker sau ce sunt ei, hackers, au da. Citit toate e-mail-urile primite de acești angajați, nu? Nu neapărat. Nu putem să spunem lucrurile. Iar adresa expeditorului era aceeași, similară cu cu adresa NATO, da. Cu adresa NATO oficială. Și eu acum, dacă sunt un
o persoană care nu lucrează într-o astfel de instituție, dacă primesc un e-mail, nu știu, de la dumneavoastră, da, de la Ministerul Justiției, da, și văd adresa, de unde știu că nu trebuie să-l deschid? Nu vreau să știți dacă nu aveți cunoștințe tehnice. Însă mă îndoiesc că un atacator statal va veni să se îndrepte să-și utilizeze asemenea instrumente pe care a dat o grămadă de bani și le-a construit cu greu împotriva unor persoane private neinteresante. Deci stați liniștite că nu veți fi ținta. Am înțeles. Revenind la Ministerul, da, de Externe, câte persoane au fost vizate? Din ce știm noi, cred că una sau două persoane. Două, cred, maxim. A, deci n-a fost un atac de masă. Asta înseamnă că era ministrul? Nu. Nu, era, domnul Meleșcanu. Nu. Era chiar un funcționar de rang normal, să-l numesc așa. Deci nu, n-a fost un atac la vârful ministerului, dacă asta vrem să... Nu, clar nu putem să spunem lucrul ăsta. Și după aceea ce ați făcut? Am făcut, am luat măsurile de securitate respective, am înțeles de unde a venit, cum s-a întâmplat, ce s-a utilizat. Ce s-a utilizat? S-a utilizat tot așa o vulnerabilitate și acolo care poate să... Și tot de la Windows? Păi, sistemul de operare pe stație, da, asta era, da. O vulnerabilitate, un exploit se numesc ele, o vulnerabilitate, o portiță lăsată, nu lăsată, o portiță de, cum să vă spun, producătorii de sisteme de operare își doresc să aibă sistemele cât mai sigure. Ei încearcă să le facă 100%. În IT, din păcate, nu există 100%. Și mai rămân fără, cum să, au teste, au beta testare, au testare până ajung să facă, să-l dea pe piață ca să-l vândă. Scopul lor e să facă bani, nu să fie vulnerabil. Totuși, anumiți hackeri foarte pricepuți, hackeri individual, statal și așa mai departe, studiază sistemele astea de operare și găsesc vulnerabilități pe care nu le fac publice, le păstrează pentru ei. Ca și să le folosească. Exact. Dar când spuneți hackeri statali, înseamnă că sunt hackeri angajați de stat, nu? Asta nu, spun ca hacker statal. Habar n-am să vă răspund dacă sunt angajați sau nu. Dar de ce statali? Pentru că noi considerăm că statele respective contribuie cel puțin financiar la organizațiile respective. Forma în care o fac nu contează. Mai departe. Nu înseamnă că trebuie să fie neapărat angajați. Ne pun bani într-un cont pe care îi pot să-i folosească așa cum consideră. Și mai departe ați putut să le luați urma? Scuzați-mi expresia dacă nu e nu, cea potrivită. Nu, expresia e foarte bună. Deci da, să vezi cine a inițiat atacul, să faci atribuirea atacului, așa se spune, atribuirea atacului, adică cine a fost inițiatorul. Răspuns până acum este că există niște ipoteze care conduc către un actor statal. 100% nu avem. Există vreun caz recent, scuzați-mi neștiința, de inculpare și condamnarea unui hacker statal în istoria recentă? Din ce știu eu, nu. Deci e o cauză pierdută? E posibil să nu fiu foarte bine informat pe tema asta, deci prefer să vă dau un răspuns sincer. Din ce știu eu, nu. Există acuzații, ați văzut, americanii acuză pe ruși, da, francezii acuză pe tot pe ruși și așa mai departe. Dar nu. Nu s-a ajuns în faza de inculpare. Legislația internațională, dacă mă întrebați pe mine, nu este adecvată la momentul ăsta pentru un război cibernetic între două state. Adică legislația ar trebui să prevadă explicit de la ce nivel încolo se consideră a fi un act de război, un act în care se discutăm de inculpare și așa mai departe. Se discută la NATO din 2014 despre asta și domeniul ăsta cibernetic a intrat sub, nu știu cum să zic, jurisprudența articolului 5, dar au apărut tot felul de întrebări. A devenit domeniul operațional, așa se numește. Okay. Aveam naval, da, terestru, aer, aviație și spațiu cosmic. Și al cincelea este acum cyberware. Vorbim despre legislația despre care se discută acum și la nivel ONU, da, și NATO și la Comisia Europeană și în România o să implementăm o directivă europeană, dar pentru că ați pomenit de francezi, da, eu eram de serviciu în weekendul în care urmau alegerile din Franța și a fost așa o poveste desprinsă parcă din filmele cu spioni. A fost atacată echipa de campanie a viitorului președinte Emmanuel Macron la momentul respectiv și toată lumea era foarte liniștită. Noi așteptam să vină veștile despre documente compromițătoare, că așa se întâmplă, așa s-a întâmplat în Statele Unite și nimic. Candidatul era extrem de liniștit. Și apoi am citit în New York Times un interviu cu directorul de online al echipei prezidențiale. Au fost informații publicate de New York Times din surse de la Washington care spuneau: echipa președintelui a întocmit încă din luna decembrie un contraplan sau un plan de contraterorism cibernetic.
Ce s-a întâmplat acolo? Parcă e un roman. Eu nu am date certe în sensul ăsta, dar pot fi două ipoteze. Da. Să fie doar o chestiune de comunicare, ca să nu dea greutate documentelor care au fost sustrase. Dar altfel poate ar fi apărut, sau, nu? Sau, într-adevăr, ele au fost o parte publicate, ceva au apărut în mediul internet. Sau, pur și simplu, într-adevăr, au amestecat date fictive cu date reale. Exact asta au spus că au făcut. Că luni de zile au creat documente false. Da. E o practică de protecție. Am înțeles. Se practică și la noi? Se practică pe tot globul pământesc. Uitați, noi acum am aflat de ea. Se practică și într-o zonă și în cealaltă. În prima zonă, în zona de atac, se numesc fake news, cum bine știți, da? Adică creez un site de internet în care diferă cratima între site-ul original și ăsta și pun acolo numai chestiuni false, vreau să vector de imagini, vector de comunicare care să ducă societatea și votul într-o anumită direcție care mă interesează pe mine, care atac statul respectiv. Și la rândul lui statul se protejează publicând al contracarând cu chestiuni false și așa mai departe în zona cealaltă. Și în felul ăsta lumea nu poate deveni și mai derutată decât e? Opinia publică. Poate să fie o consecință. Dacă asta, nu înțelegi acest atac cum poate funcționează? Poate să fie o consecință povestea asta, însă într-o chestiune foarte bine controlată lucrurile merg bine, adică nu se produce o mare confuzie. S-a speculat sau s-a spus și că SRI lucrează cu investigatorii de la Paris? Serviciul Român de Informații are parteneriate cu toate serviciile... Acum am spuneți fraza șablonă. Nu vă spun, chiar are parteneriate puternice cu toate serviciile importante, între care și cu serviciile franceze. Din păcate, nu pot să comentez această chestiune, de altfel eu la conferința de presă am și dat un exemplu. În timpul urmăririi penale nu putem să vorbim despre cauza respectivă. Am înțeles, deci e secret. Dar sunt, de exemplu, implicate și alte instituții în afară de SRI? La ce vă referiți? În anchetă, adică nu știu, poate sunt procuror român. Da, eu nu v-am confirmat că serviciul e implicat. Am Cu înțeles. Atât mai puțin pot să vă confirm despre alte instituții. Bun, haideți să vorbim un pic despre legislație. Spunea unul din adjuncții secretarului general al NATO, domnul Ducaru, la interviul Europa FM în urmă cu ceva vreme, că se discută la nivel de ONU și de NATO despre o legislație privind reglementarea internetului. Până acolo mai e, dar până una alta, anunța ministrul comunicațiilor, se lucrează la implementarea unei directive europene din martie anul trecut, care spune că toată lumea va fi obligată să raporteze orice atac cibernetic și în România. Da, dar asta e doar un mic exemplu din toată legea. Vă rog. Directiva se numește NIS, este directiva prin care Uniunea Europeană obligă statele să asigure un nivel minim de securitate pentru rețelele de calculatoare pe care le posedă, din toate zonele. Ce înseamnă nivel minim? Înseamnă că se stabilește un standard minimal în care trebuie să am pentru sistemele de operare. Versiuni începând pentru Windows, să dăm un exemplu pe care îl cunoaște toată lumea. De la 7, cea mai veche versiune pe care poate fi la momentul ăsta într-o rețea publică sau într-o rețea... De fapt, nivelul ăsta de securitate minimă nu va fi aplicat și utilizatorilor de acasă. El se referă la furnizorii de servicii digitale esențiale. Adică se referă la rețelele în care noi ne plătim taxele, în care noi intrăm în relație cu guvernul, în care noi ne ținem datele la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și așa mai departe. Și atunci spun, domnule, dacă folosiți Windows, versiunea cea mai veche pe care o puteți avea este 7. Nu aveți voie să aveți mai veche de 7. Aveți mai veche, luați măsurile pe care trebuie să le luați financiare, procedurale și așa mai departe de achiziții, treceți la 7. Trebuie să aveți cel puțin un produs antivirus de nivelul respectiv. Trebuie să aveți cel puțin o soluție de detectare a atacurilor, cel puțin așa. Deci asta înseamnă un nivel minim. Da? Așa, asta ar fi o condiție. Domnul ministru spunea că se va transforma cel mai probabil în lege în toamna această directivă. Da. La un moment dat, obligația de a raporta atacurile cibernetice apărea și în așa zisele legi Big Brother, la care SRI-ul a avut o contribuție sau marea contribuție. Nu mare, ideea a fost parte dintr-un grup de lucru, deci nu au fost scrise Deci, practic, de el, se transferă de acolo unele obligații.
Nu se trans, în opinia mea, văzând un pic proiectul ăsta și fiind și acum parte în grupul de lucru care lucrează la implementarea directivei NIS, doar parte din grupul de lucru, să nu se înțeleagă că ne impunem noi nu știu ce voință, nici nu mai dorim lucrul ăsta, nu s-a preluat aproape nimic din zona de Big Brother. Sau, în opinia mea, nimic. Serviciul referitor la legea asta rămâne strict în zona de securitate națională. Care vor fi obligațiile aici, în afară de față impunerea? De serviciu? Din partea, niciuna. Obligațiile privind raportarea va fi, vor, ale instituțiilor publice și private și utilizatorilor carnici, că vor fi numai în zona civilă, către CERT-RO, Computer Emergency Response Team. Deci, bun, eu dacă sunt atacată și primesc un mesaj, dacă îmi dau seama că înțeleg că nu e obligatoriu să primesc un mesaj să mi se negrească... Așa este, poate să fie cum a fost o altă campanie Adil Cuț, care era, avea două lucruri Adil Cuț. Una, folosea calculatorul ca să facă niște calcule matematice complexe, rezultatul acestor calcule matematice complexe fiind recunoscut ca o valoare bănească în internet. Uh-huh. Adică rezultatul ăla, tu dacă îl dădeai cuiva, ăla era de acord să-ți livreze servere, calculatoare, servicii de internet, nu să-ți cumpere o mașină cu el. Da? Dar ca să ajungi la acel rezultat, îți trebuia o putere de calcul fenomenală. Și atunci virusul ăsta ce făcea? Folosea aceeași vulnerabilitate ca și WannaCry, ajungea în calculator și începea să folosească resursele pentru calcul. Și mai făcea ceva. Bloca poarta pentru WannaCry, pentru că el nu era interesat să vină WannaCry să cripteze, el era interesat să rămână calculatorul bun și funcțional ca să-l folosească la calcul. Deci era un război între virus și absolut, un calculator. Absolut. Bun. Absolut. Deci eu sunt obligată să mă duc să, voi fi obligată să mă duc să raportez la cert.ro. Da, dar nu trebuie să vă duceți. E o adresă sau de mail, e o un telefon, e-mail. Adică e o modalitate foarte lejeră de raportare. Ce da. Alte obligații vor mai fi? Pentru utilizatorii casnici? Niciuna. Asta e singura. Și pentru cei instituționali? Pentru cei instituționali, dacă sunt furnizori de servicii digitale esențiale despre care am vorbit, trebuie să ajungă la acest nivel minim de securitate. Sunt alte condiții sau alte prevederi importante în această directivă? Da, mai sunt prevederi pentru partea de control, care rămâne tot așa 100% în zona civilă. Da, se vor forma echipe de control specializate care vor merge la furnizorii de servicii digitale normali și la aceștia de servicii esențiale și se vor asigura că prevederile legii privind nivelul minim de securitate este respectat. Inclusiv la furnizori privați de internet, de exemplu? La furnizori privați, dacă ei sunt în relații cu servicii digitale esențiale, adică cu evenimente de viață și așa mai departe. Altfel, adică nu, altfel, la furnizorul meu de internet. Nu. Dar el va fi obligat să raporteze. Da, dacă va avea un incident prin lege, va fi obligat să raporteze. Furnizorul meu de internet știe când sunt atacată cibernetic sau ar trebui să știe? Depinde. Depinde de soluția de securitate pe care o are sau nu implementată. El? El. Sigur că da. Sigur că da. Am înțeles. Iar la dumneavoastră, el nu are un senzor să vadă ce se întâmplă la dumneavoastră, nici n-ar fi normal de altfel. El vă dă doar un serviciu prin care să ajungeți în internet, nu vă monitorizează datele, habar n-are ce faceți. Trebuie să aveți dumneavoastră o soluție locală, un antivirus și sistemul de operare actualizat la zi și e suficient. În condițiile în care asistăm la un război informatic desprins parcă din filme, vă întreb dacă ar fi o soluție crearea unor rețele de internet interne, gen intranet, la nivelul instituțiilor? Sau e imposibil să decuplezi un sistem de altul, un sistem public, de exemplu, de altul? Instituțiile publice, unele dintre ele au trei tipuri de rețele. Intranetul, care este o rețea internă și care nu este legată la internet. Este air gap, cum spunem, adică e separată fizic. Separarea fizică nu constituie o garanție. Pentru că, la fel de bine sau mai ușor, cu un suport de memorie, un stick din ăsta de memorie, cum îl cunoaște toată lumea, da? Mă duc în internet, îmi iau un document, am luat și virusul, și mă duc acolo în instituția mea, trec prin niște programe antivirus și dacă e un virus mai avansat pe care nu-l găsesc, l-am băgat în rețeaua separată fizic și își face treaba acolo, le strânge datele, adună. Când am venit a doua oară cu stick-ul, le scrie pe stick, nici nu văd că le-a scris, se raportează că stick-ul e gol. Și când se duce stick-ul în internet și poate să dă un ping către un domeniu, adică zice, domne, sunt în internet, cum știe el? Se duce și întreabă, hei, ești disponibil? Și dacă le răspunde da, începe și varsă datele. Cât timp stă în intranet, stă liniștit. Deci interdicția în unele instituții, dar nu veni de acasă cu nimic. Exact, exact. După aceea există extranetul. Extranetul este o rețea care leagă mai multe instituții.
La fel, n-ar trebui să fie legată la internet, aici ne confundăm cu aceeași problemă. Și a treia tipologie de rețea este rețeaua internet, în care eu am acces la toate serviciile astea disponibile în rețeaua globală. Din ce știți dumneavoastră, cât de stricte sunt regulile pentru angajați în instituții? Depinde de natura informațiilor pe care le procesează. Dacă adică, în general, administratorii de rețele le impun restricția angajaților sau e o relaxare așa totală? Nu e o relaxare totală, dar trebuie să înțelegeți că administratorii ăștia de rețea din zona publică, nivelul lor de cunoaștere și de implicare e proporțional cu felul în care sunt plătiți. Nu putem să facem Bine, poate unii sunt mai pasionați și așa mai departe, dar îmi vine greu să cred că la un nivel de salariu o să vină cei mai buni administratori. E puțin probabil. Vin niște administratori buni, dar nu cei mai buni. V-a frapat ceva în diferitele discuții, poate cu unii, cu alții? Să nu știe lucruri esențiale în vreo instituție publică? Da. Nu o să vă dau exemplu acum. Da, pentru că... Dar ce nu știa, de exemplu? Da, sau dacă plătesc cu 1.500 de lei și salariul mediu pe piață e 12.000 la funcția respectivă, cunoștințele lui sunt aproximativ proporționale cu salariul. Adică a venit acolo, încearcă și el se străduiește. Asta se traduce printr-o potențială situație de risc mare? Nu știu dacă mare, dar absolut că o resursă umană necalificată este un risc. Și o ultimă întrebare. Ați făcut o evaluare, ați spus, și anticipat sau ați spus că sunt posibile cel puțin 10 noi atacuri în perioada următoare, o perioadă cuprinsă între săptămâni și luni? Întreb și eu acum, ca în Moromete, pe ce vă bazați? Ne bazăm pe un tipar de analiză. Adică apare un exploit, se face public un exploit, o vulnerabilitate a sistemului de operare și după ce se face publică, de la câteva săptămâni până la câteva luni, sigur o grupare de hacker o ia și o folosește și pune pe ea sau un virus de criptare sau un virus de genera monedă virtuală sau altceva. Asta înseamnă că dumneavoastră și căutați și descoperiți deci, vulnerabilități? Încercăm și treaba asta, absolut, da. Și încercăm în domeniul ăsta, ca să fie eficient, trebuie să fie anticipativ, proactiv. Dacă aștepți tot timpul să se întâmple și vii numai și ai reacție după, e sortit pieirii, clar. Și nu ne spuneți și nouă ce vulnerabilități ați mai anticipat? Ați mai descoperit? Am transmis toate informațiile astea celor 54 de instituții. De ce le au, știu la ce să aștepte. Păi poate vor și alții să știe. Nu doar cei 54. Da, nu sunt pregătit acum cu denumirile lor. E un mail foarte tehnic specializat. Dar noi am spus care ar putea fi cele 10, următoarele 10 vulnerabilități și ar putea să fie folosite. Ce mesaj vreau să dau eu? Dacă avem sistemul de operare actualizat cu pachetele de securitate la zi, suntem feriți de toate 10. Ce mai vreau să înțelegeți? Știți că pentru One Cry, Microsoft a venit și a dat un pachet care rezolva. Pentru alte campanii, sunt alte pachete de securitate care trebuie actualizate, adică ăsta nu rezolvă absolut tot. MS17010 parcă a fost ca și cod de la Microsoft. Și am dat o listă cu pachete de securitate care feresc utilizatorii de aceste 10 posibile atacuri. Recunoaștem că AdilCuz, ăsta care a apărut, n-a fost unul din cele 10. N-am nimerit-o, dar nici nu am spus. Am spus că există o probabilitate. Și știți, ceea ce e totuși important, vehiculul de la el e unul dintre cele pe care noi l-am anticipat, dar virusul ca atare nu l-am. Și scuzați-mă, vin cu întrebări suplimentare. Am zis că e ultima precedentă. Puteți anticipa și efectele sau cum? Efectele nu le putem anticipa pentru că pe aceste vulnerabilități se vine cu ceea ce cu numim tehnic payload. Payload-ul ăla poate să fie să cripteze, să șteargă, să distrugă, să fure bani din portofel electronic. Depinde ce se pune peste el. Noi, cum să vă spun, protecția e în două feluri. Spre exemplu, dacă avem un sistem de operare fără chestiunile de securitate puse, dar avem un antivirus bun, vine, trece prin portița deschisă, dar când vrea să cripteze, antivirusul îi spune, nu, oprește-te, nu te las, te văd că nu ești ce trebuie. Uh-huh. Înțelegeți? Deci poți să mă protejezi și așa. Dar protecția completă este pachet de securitate actualizat la zi la sistemul de operare, adică nici măcar nu lasă intre. Și după aceea, dacă totuși vine ceva nou, care Microsoft nu știe despre vulnerabilitatea asta, nu a tratat-o, intervine antivirusul care spune, hei, tu ești un virus, nu te las să faci ce vrei. Și mai am o întrebare, mi-a venit în minte acum, recomandați folosirea altor sisteme de operare decât Windows?
În funcție, știți, asta ține de cunoștințele utilizatorului. Eu pot să le recomand ceva și când se duc și le deschid acasă, nu știu să facă nimic cu el. Haideți să nu pierdem totuși chestiunea de funcționalitate. Calculatorul trebuie văzut în atare ca o, cum este energia electrică, cum este apa, cum, ca o utilitate. Adică nu mai trebuie să-l privim ca o chestiune tehnică. E o utilitate care ne face viața mai frumoasă. Domnule Anton Drog, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la interviul Europa FM. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mai așteptăm și să sperăm că nu ia amploare acest război. Să sperăm. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, numai bine.